Nalani, uite-o, frumoasă, proaspăt intrată în echipa Global și, desigur, hai să vorbim puțin și despre ceea ce tu ai făcut până acum, acolo. Piese lansate, ce piese? Povestește puțin din ce înseamnă deja background-ul tău. Am un remake la Toxic lansat. Ok. A pornit de la o versiune acustică, cumva. Ok. Am tras un cover, cum ar veni. Ok. Și apoi a fost mixat de niște parteneri Global, niște americani. Niște americani? Da, niște americani. Dar nu se bagă el, Lucian, cu tot ce e mai greu pe lumea asta, adică nu lasă nimic la voia întâmplării. Bravo, Lucian. Deci te-au ajutat în, iată, începutul tău de drum, fix niște americani. Da. Nu-i puțin lucru. Te sperie faptul că ești la Global? Te sperie că ești între atâtea vedete din showbiz-ul, din ceea ce înseamnă muzica românească întâi de toate, dar având-o și pe Ina alături, Antonia de asemenea, care deja au trecut de mult granița și sunt cunoscute la nivel internațional. Te sperie chestia asta? Nu, dar le consider exemple, okay, având în vedere că sunt atât de mari ca și artiști. Da. Și nu ți-e frică? Nu, nu cred că ar... Uite-vă, foarte speriată ești, încă foarte elucidată ce se întâmplă cu viața ta. Oare de ce trebuie să fiu într-un platou de televiziune? Oare de ce ar trebui să vorbesc lucruri? Asta este viața de artist. Și trebuie să o iei din plin, cu tot ce e bun, rău, să nu-ți fie teamă. Ceea ce știi tu că ai de făcut, aia să faci. Da. Cu încredere și atunci vei avea numai de câștigat. Bun. Hai să mai vorbim puțin. De unde ești? Sunt de aici, din București. Din București? Da. Din ce cartier, sora mea, zi repede? Din Titan. Din Titan? Din Titan. Greu, mâine, poi mine, dacă îmi spuneai din Sălăjani, erai de-al Puia. E aproape, e aproape. Te-au influența chestiile astea, zona hip-hop, pe Titan, nu. Sălăjani, da, e pe cartier prea. Acolo. Nu prea. Nu. Nu te-au încântat chestiile astea. Eu când eram mică ascultam ce asculta mama și mama îmi punea Whitney Houston, Celine Dion, ascultam alte... Voci cristaline, voci de aur. Da. Și cumva, iată, mama ta a contribuit la ceea ce înseamnă cizelarea ta în direcția asta. Da. În afară de mama, cine îți mai e alături? Profesoara mea de canto. Profesoara ta de canto. Da. Cu numele ei? Alice Badea. Alice Badea. Da. Cu ea ai început toată povestea de când? De când aveam 11 ani, cam așa. Da, eu am făcut pian. Ok. Cred că deci există cultură muzicală deja? Nu da, ești... Da, nu doar când. A apărut așa din serință. Poc, direct în Global. Nu, am făcut... Mama m-a trimis la toate. Am făcut și balet. La 6-7 ani am făcut pian. Și mi-a zis la un moment dat că eu zic, mamă, dar eu de ce am făcut pian? Și după aia așa puțin. Și mi zice, păi tu îți făceai temele la pian și nu mai făceai la școală. Și zic, a, tu ai văzut potențial în mine și ce ai zis? A, nu mai, gata. Adică m-a sabotat, vreau să spun. După aceea am reluat, n-am reluat cu pianul, sora mea face pian. Ai o soră? Da, pe numele ei? Andreea. Andreea. Da. Ce drăguț. Bună, Andreea. Așa, zi. Am reluat, ea a început cu pianul și am zis, a, eu nu vreau să fac pian, vreau să fac altceva. Și am ales chitară. Chitară, am studiat chitară clasică. Da. Și ai rămas fidelă chitării? Da, mai când și acum la chitară, dar nu clasică, nu prea studiez chitară clasică. Când îmi aleg armonii și când încerc să compun. Cumva atât, da. Te folosești de chitară. Da. Am înțeles. Bun. Ne apropiem din păcate de sfârșit. Și știu că ai lansat deja o piesă, Toxic. Da. Te-ai dus cu gândul la Britney? Da, este inspirată de... E inspirată de Britney? Da, de fapt, asta că ai zis că e un este cover. Este un remake. Un remake după Britney Spears. Da, și eu prost. Adică n-am la câte am eu în cap să mă ferească bunul Dumnezeu, dar în fine. Așadar, Britney. Îți place Britney? Da. Eu tot așa. Deci, să dar o zici cu reținere. Nu o zic cu reținere. Am avut schimbări de stiluri muzicale. Dacă ți-am zis Whitney Houston și acum e diferit. Clar. Am ascultat Whitney Houston, după aceea am trecut la Britney Spears, după aceea nu mai știu la ce am trecut. Dar am trecut prin toate stilurile oricum, le-am ascultat pe toate. Și îmi plăcea Britney, cred că eram eu clasa 5-a, 6-a, ceva de genul ăsta. Atunci eram eu foarte... Britney Spears, oh my God!
îmi plăcea eu foarte mult. Idee, eu sunt o idee. Așadar, piesa Toxic, când ai lansat-o? Acum 2 săptămâni, cred. 2 săptămâni. Cam așa. Aproximativ. Da. Bun. Și rămâi la genul ăsta de remake-uri pe piese celebre sau încerci să vii și cu piese noi, compoziții, piese scrise? Da, voi avea și piesele mele. Tu scrii, compui? Da, scriu. Scrii? Da. Ce drăguț. Am înțeles. Și când ies afară, oare prima ta piesă, cu adevărat piesă, pe care ai gândit-o, ai scris-o și ai compus-o tu? S-ar putea, din ce știu eu că e programat, pe la sfârșitul lui martie. A, deci... Relativ mai aproape. Mai un pic așa. Nițeluț. Mai un pic. Oh, deci tare. Ai colaborat cu cine pentru piesa? Sau cu cine vei colabora pentru piesa respectivă? Piesa a fost scrisă într-o sesiune cu Vicky și Florian Rus. Da. Deci ai avut greuții în spate. Bine, da. Când zici global, spui grei. Ea este micuța... Nalani. Nalani. Mi-e greu să-i spun Nalani, dar nu o să uit pentru că n-am cum. Te rog cum. Frumos să nu uiți. Ești la un început de drum, multă baftă să ai. Mulțumesc. Ești într-o suflet. Casă grea, cu un tată greu. Cu un tătic greu, pe numele lui Lucian, care, vreau să spun, numai bine a făcut pe ce a pus mâna. Și a ieșit tot ce exact ceea ce trebuie să iasă din ceea ce înseamnă o casă, așa cum este Global. Bravo, Nalani! Mulțumesc din suflet! Multă baftă, multe piese și când e să se întâmplă lucruri, nu știu, mai scoatem piese, mai scoatem ceva, treci și pe la noi și stăm de povești așa cum am făcut-o astăzi. Cu mare drag! Îți mulțumim mult! Și eu mulțumesc! Vedem Toxic cu Nalani, prima ei piesă, un remake după ceea ce știți voi că făcea în urmă cu niște ani nimeni alta decât Britney Spears. O să ne luăm la revedere de la Nalani. În schimb, weekendul special continuă, urmează un alt invitat. Vedeți cine? Imediat.